Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a proiectului Omul și Profesia. Astăzi vom analiza în amănunt meseria de a fi un artist. Cât este de greu să fii un interpret în Republica Moldova, cu ce greutăți se întâmplă, dar și partea frumoasă a lucrurilor o vom afla de la interpreta de muzică populară Doina Arsene. Bate din la colibaș, și-o la tochin cu țăfoc, și-o ieșit la joc. Frânză verde, paltinaș, bate din la colibaș, și-o la tochin cu țăfoc, și-o ieșit la joc. Dar mă ține pe lângă el și mă strânge ușurel, că și eu m-am tot gătit, aici de-am venit. Mă ține pe lângă el și mă strânge ușurel, că și eu m-am tot gătit, aici de-am venit. Ia-uți muzica răsună și lumii multe s-adună. Doina, salut și îți mulțumesc mult că ai acceptat provocarea să vii la noi în studio și să ne povestești despre munca ta frumoasă pe care o faci. Bine te-am găsit, Carolina. Mulțumesc mult pentru invitație. Am venit cu mare drag și aștept să ne dezlănțuim așa într-o discuție frumoasă, firească, sinceră. Sunt bine, activez, precum e scris pe față, așa este. Vreau să te întreb, cum a apărut dragostea față de muzică și de ce totuși ai ales să fii interpretă de muzică populară? Of, Doamne, mă întorc în trecutul îndepărtat, da. Să știi că la vârsta adolescenței, în general, copiii ascultă alte genuri de muzică și eu ascultam cu totul alte genuri de muzică. Cântam muzică ușoară și ceva gen rock-pop, pop-rock îmi plăcea foarte tare, dar maica mea și-a lăsat amprenta în sensul ăsta, pentru că ea ne obliga să ascultăm muzică populară, cumpăra discuri și se asculta la infinit în casă la noi, ne punea să dansăm, ne învăța hora, sârba și noi ne supăram și ea ne trăgea și ușor-ușor m-a contaminat. Iată, așa a fost să încep a cânta pe la nunți, pe la petreceri, după majorat, evident. Și la facultatea de pedagogie m-am înscris la taraf și cânta muzică populară. Iar mai târziu, la propriu, a fost să pășesc pragul cântecului popular când am fost angajat la Orchestra Armatei, Doina Armatei, la Ministerului Apărării. Și doamna Galina Păslaru, care m-a luat pe mână și a zis: nu, lasă tu pedagogia, că are cine se ocupa de sufletele copiilor, tu trebuie să cânți. Și atunci mi-a pus pe cap broboada, năframă a dumnei ei, m-a îmbrăcat în costumul dumnei ei și mi-a făcut un vânt în scenă. Primul concurs al meu, Tamara Ciuban, la care am participat. Nu o să uit niciodată prin ce emoții am trecut atunci, chiar am crezut că îmi cade cerul pe piept, dar știi de ce m-am speriat mai tare? Am văzut-o în juriu pe doamna Maria Bieșu. Ca mai târziu să realizez ce suflet bun avea și cât de deschisă era. Dar întotdeauna mi-a fost frică și am avut emoții colosale în fața celor valorilor, în fața artiștilor mari, a vocilor. Și evident m-am pierdut cu firea. Ușor, ușor, când am început a cânta, simțeam doar ochii, privirile Mariei Bieșu, care dădea din cap și mă încuraja. Și am prins la curaj. Iată, de atunci, ușor, ușor, m-am lăsat dusă pe făgașul ăsta al cântecului. Inițial, timpul trece mai greu, mai târziu, când te lansezi totalmente cu trup și suflet, nu mai realizez când trece timpul și abia mai de una zi am stat și m-am uitat în urmă și m-am speriat că mi-am dat seama că am în spate, deja pot zice, o groază de ani de când, uite, încerc să fac ceea ce fac în lumea cântecului popular. Cât este de ușor să fii un artist în Republica Moldova? Da, este un pic complicat. Este un pic complicat din considerentul că nu avem noi oportunitatea de a mai fi și susținuți cumva, și aici mă refer la în plan financiar,
este destul de complicat. Dacă mergi pe la niște concerte și nunți și ești nevoit să pui niște taxe cât de cât și lumea nu înțelege, consideră că artiștii sunt obraznici, lucrează cu mulți bani, păi ei nu știu cu adevărat, asta nu este o justificare, dar este un adevăr un pic trist, că noi în permanență investim, adică exprimându-mă în termeni populari, cu o mână iei și cu două dai. Este mai mult o naivitate, dacă vreți, lumea cântecului, pentru că devii atât de pasionat încât nu te deranjează că scoți de acasă o sumă colosală și o dai pentru, să zicem, pentru un costum sau pentru niște cântece sau pentru niște filmări sau niște promovări. Sunt bani, poate nu atât de mari, dar în comparație cu veniturile noastre, enorme. Iată care este momentul mai trist, dar poate că și asta ne face pe noi să ne mobilizăm și să ne ambiționăm și să nu ne relaxăm prea tare, pentru că știm că dacă șezi, nu faci nimic, nu ești solicitat, nu ești invitat și atunci nu mai ai de câștigat nimic. Și vrei, nu vrei, îți pui picioarele în funcție și coatele și mintea și începi să aduni cântece selecte frumoase, care să fie și pe placul tău, dar neapărat pe placul lumii, și binevenite, dar și deștepte, să nu fie nici mai jos de cerere, dar nici mai cumva mai înalte decât oferta, nu știu cum să mă exprim. Uite, în felul ăsta ne menținem, mergem înainte, mie îmi place, sigur că am și eu perioade ca și tot omul când parcă simt că vreau să bat în retragere, dar imediat te reiei toate o iei la un capăt sau continui și merge mai departe. Vreau să te întreb dacă există o competiție anumită între artiștii din Republica Moldova și poate chiar din cei anume din domeniul muzicii populare. Bineînțeles că există. Competiție există și dacă ar fi una pozitivă, albă, e bine. Sunt momente când nu e tocmai așa. Nimeni nu o să nege că există o concurență și una neagră pe alocuri, ca și în toate domeniile, probabil. Oamenii sunt diferiți, oamenii gândesc diferiți, îi văd diferit și unii au bunătate interior, alții au mai multă răutate și fiecare oferă ceea ce are aici. Adică noi, concomitent, știind că fiecare are felia lui și drumul său. Deci eu nu pot niciodată să iau din succes cuiva sau cineva să-mi iei din succesul meu, pentru că te impui și ajungi la un rezultat care ți-l propui. Dar asta e, poate că asta ar fi și o școală a vieții și dacă n-ar fi mai răuvoitori unii, nu ne-am călit noi ca oțel. Și nu am fi atât de motivați ca să creștem mereu așa și este, să tindem la ceva mai bun și mai bun. Bine, că uneori se poate întâmpla să-ți taie din zel ca să mergi mai departe, dar noi nu avem dreptul să dăm înapoi, pentru că chiar vreau să menționez aici un scurt dintr-o discuție de a doamnei, cea mai înțeleaptă cântăreața noastră, doamna Zinaida Julia, care dumneavoastră spune, noi nu avem dreptul să dăm înapoi. Păi, imaginează că dai înapoi, cel puțin tu n-ai să fii fericit, oricum ai să te tachinezi, ai să te revolți, n-ai să poți dormi, deci din două rele alegi una bună. E greu să mergi înainte, e greu înapoi, dar mi-e greu să renunț. Atunci vâslește, mergi înainte. Nu ai încotro, așa și este. Da. Știu că mergi prin turnee, prin ce țări de obicei mergi și cum te invită oaspeții, diaspora, moldovenii noștri care sunt plecați peste hotare? Și nu neapărat diaspora, adică, mă rog, când și cum se nimerește, omul are un eveniment, o nuntă, are o cumetrie, alte ori mergem la spectacole, la concerte. Deocamdată am reușit să merg doar prin Europa. A fost o posibilitate să ajungem dincolo departe, de mult mai departe de Moscova, dar a ieșuat, că așa a fost să fie, dar iarăși sper să pun pe hartă și acolo o mică steluță, să știu că am ajuns și acolo. Și mai am niște doleanțe care aș vrea să ajung și în alte puncte extreme ale lumii, dar ușor, ușor. Este frumos că suntem solicitați și asta contează cel mai mult. Care sunt calitățile unui artist și cum ai putea să ajungi unul din cei mai buni? Oh, Doamne, probabil că una dintre calitățile de bază este ambiția.
și iarăși o ambiție bună, dorința de a ajunge în punctul culminant pe care ți-l propui. Sinceritatea, obligatoriu. Dacă nu ești sincer, publicul simte și atunci nu mai ai succes. Ori sinceritatea cu publicul asta însemna legătura aceea care când ieși în fața publicului îi cucerești. Ce înseamnă cucerești? Adică simți că s-a produs legătura aceea sufletească și ești pe aceeași undă cu omul care îți stă în față, cu oamenii care îți stau în față. Trebuie să fii harnic, perseverent, neapărat. Cam astea ar fi. Evident, sunt multe calități care trebuie să ai. Un artist trebuie să fie și inteligent, neapărat, pentru că dacă odinioară nu mai ieșea și zâmbea și cânta și se închina, uite că acum artistul trebuie să mai și vorbească, trebuie să mai știe a și vorbi și a se exprima, pentru că artistul educă publicul și dacă tu vorbești prost, te exprimi prost, înseamnă că asta învățăm pe cei care, într-un fel, nu știu, poate prea mult spus, dar ne zeifică. Suntem un fel de exemplu, un fel de etalon pentru lumea de rând. Așa ar fi. Deci, cântărețul, artistul trebuie să fie și inteligent, trebuie să fie și citit. Asta e. Și harnic în primul rând. Cel mai bune pilde sunt artiștii, nu știu, consacrați, care chiar, dacă sunt la vârsta care sunt, sunt neobosiți, muncesc foarte mult și noi care venim după ei trebuie să ținem cont și foarte bine că avem de la cine lua pildă, ca cei care vin din urma noastră să ia pildă de la noi. Eu vreau să te întreb cum ia naștere o piesă. Cât de mult se muncește la ea până ajunge ca ascultătorul să o audă, ca să o privească, desigur, fiindcă faci și clipuri video, dar înainte de toate la ascultător. Da, înainte de toate, mai întâi a fost cuvântul. Și cred că un cântec pornește de la cuvânt, de la text. Bine, uneori pornește de la o melodie, nu este o regulă bătută în cuie. Un cântec îmi vine atunci când bate la ușa sufletului meu sau a minții mele, evident, inspirația. Și am nevoie de o stare lăuntrică bună, obligatoriu. Dacă nu e bine în interior, nu vine nimic, nici de jale, nici de bucurie, nici de nimic absolut. În caz că este bine în interiorul meu, îmi place să născocesc, nu, a compune e prea mult spus, dar eu un pic mai, cu umor spun, le scurnesc cânticele, le scurnesc. Ele mie îmi vin așa, parcă îmi fredonează cineva, și eu încep să le mâră așa și ele vin ori ceva de tristețe sau poate trăirile mele sau mă inspir din trăirile altor oameni, ceva care te sensibilizează, te cucerește și începi să pătrunzi în starea aceea de lucruri și o trăiești și dacă o trăiești și ceva deosebit începi să-și pui pe foaie. Nu-mi place să scriu texte propriu zis la comandă, nu că practic, nu că aproape, dar imposibil. Nu fac niciodată lucrul ăsta. Eu nu refuz niciodată când mă întreabă cineva, dar nu le promit. Dacă o să-mi vină și o să mă simt inspirată și o să mă simt cumva atrasă de subiectele care mi le propui sau ceea ce văd în tine, bine. Dacă nu, nu. Nu vreau să fac din astea forțat puse pe foaie. Pentru că nu iese bune. Toate cântecele și mai cu seamă textele care le-am semnat și au avut impact bun, succes, au fost cele care au venit exprompto legate de anumite situații. Cam așa este. Cam așa. Și de obicei mai mult tu îți compui textele, da? Sau și mai colaborezi Doar cu cineva? Doar eu mi le compun. Textele nici de cum nu am nevoie să mi le scrie cineva. E bine, dacă mi-ar propune cineva un text și m-aș regăsi, nu l-aș refuza, nu e problema în asta. Știu că așa cum o să-mi exprim eu gândul, nu poate să o facă nimeni. Pentru că anume momentul ăsta este foarte important. Să te citească textierul totalmente, ca atunci când iei textul acela, să-ți dai seama că este al tău, cel care l-ai solicitat. E al tău, nu este al celui care l-a scris. Am mai multe texte și cu melodic tot,
pe care le-am oferit. Și am fost întrebată, nu ți-a părut rău să le dai, uite, e atât de bun, are succes. Și am zis, nu are cum să-mi pară rău pentru că nu e al meu. Nu e al meu, eu doar am pus pe foaie problema omului sau starea omului sau trăirile omului. Pot să le cânt și eu, dar nu le simt. Dacă nu le simt, nu mi le asum și atât. La ce lucrează acum Doina Arsenie mai mult ca să-și surprindă fanii? Poate da, un secret. Ai citit gândurile mele, mi le-ai citit. Lucrez, da, uite, am bucuria în suflet de a fi din nou în oaza asta a creativității total, pentru că a venit timpul probabil să mai vin cu ceva nou sau așa am simțit eu și atunci am scos toate textele mele care stau de ani de zile și am mizat pe unele și până la urmă au ieșit altele care am hotărât să le pun pe melodii. Deja le-am dat în primire cui trebuie. Sunt orchestrate. Probabil că zilele astea au fost și imprimate, nu știu, pentru că imprimă întâi orchestra, după care mergem noi să suprapunem vocea. Și în scurt timp voi avea bucuria să propun publicului 5-6 melodii noi, da, pentru că știu că toți imprimă câte o piesă și apoi încă una. Uite, mie nu-mi iese așa ceva. Eu am nevoie de o, bine, calitate, da, am nevoie de cantitate un pic. Pentru mine un cântec asta nu-i nimic. Înțelegi? Ca și cum mai amăgi pe mine cu o picătură de apă când mor de sete. Și iată, am decis să merg pe varianta mea. Poate nu 12 piese, că e prea mult, dar 5-6 le imprim ca să am un microrecital. Și am selectat tematici diferite și caractere diferite și hore și sârbi și horă rară și bătute și de glumă. Mai multe. Deci în detalii o să discutăm poate altă dată. Dar în exclusivitate poate la noi e... Ne cânti un refren sau o strofă din ceva nou. Dacă uiți, să știi, nu te supăra, pentru că eu nu țin minte textele mele. Cred că sunt prea mult sau memoria nu-i bună. Dacă ar fi unul dintre ele care mi-a venit acum, zice așa: la ora cu nemurele, tairam, tailiririda, joc și eu, joacă și ele, tairam, tailiririda, și jucăm cu dor mult, trailam, tailiririda, când nu ne-am văzut de mult, trailam, tailiririda, verișorii și ei din tâi, tailam, tailiririda, joacă, batim cu toți din călcâi, trailam, tailiririda, și ne-om ține toți de-o ram, tairam, tailiririda, până la-l șaptilea neam, tairam, tailiririda. Așa ceva, uite că n-am memorat-o prea bine, pentru că ele sunt în lucru și mai schimb câte un rând, câte un cuvânt. Sper să-mi fie mie spre folos, spre succes și spre inima și plăcerea ascultătorilor. Cu atât mai mult, deja ne pregătim cu toții pentru perioada când încep și nunțele și da, atunci da, cu toții da. Suntem solicitați da. Și da. Oamenii sunt dornici, mai ales cu părere de rău, foarte mulți sunt plecați peste hotare și atunci când vin acasă sunt dornici să vină, să audă cele melodii frumoase, da. Cele melodii populare, ca să se simtă iarăși aici, acasă, pe meleagurile Moldavei și să așa simtă este. Din plin din iar, nunțele iar, noastre. Carolina, nunta a fost și rămâne cea mai principală scenă, probabil, sau cea mai mare legătură dintre artist și public. Da, scenele mari sunt pentru a ne testa, probabil, pentru a ne da notele de apreciere. Dar nunta, de exemplu, este anturajul unde tu poți sta la o distanță atât de mică între tine și cel care te admiră sau cel care te-a invitat. Este ceva fenomenal de frumos să vezi în ochii oamenilor admirația și faptul că te iubesc, te apreciază și te duci acasă cu niște aripi așa frumoase care te fac să mergi mai departe, să zbori. Și uite, o întrebare, poate ea mai des răsună, eu știu, pe la televiziune și așa mai departe, dar totuși vreau să te întreb și despre familie. Cum, voi știu că sunteți trei surori și cum trec sărbătorile în familie atunci când vă strângeți toate, cântați, cum trec sărbătorile în familie? Noi deja suntem oameni adulți care avem copiii noștri, avem familiile noastre. Sora noastră mai mare are deja nepoțică. Prin urmare, mai mult timp acordăm familiilor noastre care sunt acum,
care e construit, eroișorului nostru. Poate cu păreri de rău mai rar acum ne întâlnim, din considerentul ăsta, dar este important că totuși știi ce este cel mai important și mai frumos? Că o rădăcinuță de-a noastră mai e în viață, mama, că dacă n-ar fi mama, nu știu, probabil atunci ne-am risipit încă și mai tare, dar atâta cât este rădăcinuța asta, noi încă ne mai ținem familia de acolo și noi știm că acolo trebuie să mergem, acolo trebuie să ne întâlnim și acolo simțim că familia Arsenie mai este încă. Da, uite în felul ăsta. Și evident că nu ne săturăm de vorbă, încercăm să ne bucurăm de realizări și de lucrurile care ne sunt caracteristice acum în prezent, dar mai frecvent depunem amintiri și uneori poate cu tristețe că cele mai frumoase lucruri parcă au rămas în trecut, nu știu cum, atunci când era tata, când noi încă eram mai mici și toată splendoarea ce a rămas undeva departe. Dar partea bună a lucrurilor este că ai de unde să te inspiri și ai unde faci trimitere. Mai grav probabil ar fi când nu ai avea unde să faci și a fost ceva bizar sau nu știu mai cum. Dar din trăirile de odinioară, omul se încarcă și merge mai departe. Așa, asta facem și noi, cred. Eu îți mulțumesc mult pentru interviul acordat. Eu sunt sigură că o să le placă și spectatorilor noștri. Ție îți doresc multe succese în continuare. Așteptăm cu nerăbdare deja să iasă și melodiile de care ai vorbit, fiindcă ceea ce ai predonat câteva secvențe din melodie mi-a plăcut cel puțin mie foarte mult și sunt sigură că o să aibă și succes enorm la public. Astfel îți doresc succese mari în continuare. Îți mulțumesc mult pentru invitație și pentru o discuție atât de flexibil, atât de binevoitoare. M-am simțit de parcă aș sta cu fiică mea sau cu sora mea într-o discuție lejeră, unde nu trebuie să mă complic. Și ce mi rămâne? Să le urez și celor care ne urmăresc să ne susțină în continuare, că avem nevoie de ei, precum și ei au nevoie de noi. Mulțumesc!